În România, bolile cardiovasculare reprezintă principala cauza mortalității premature, țara noastră ocupând printre primele locuri în privința mortalității prevenibile. Majoritatea problemelor cardiovasculare se datorează evoluției și complicațiilor bolilor aterosclerotice, care presupun depunerea de grăsime pe artere. În fiecare an, frecvența bolilor cardiovasculare este tot mai mare. Și asta și datorită factorilor, că există foarte mulți factori de risc pentru boli cardiovasculare. Și în primul rând hipertensiunea arterială, care, deși avem foarte multe medicamente pentru hipertensiune față de acum câțiva ani, dar frecvența sau numărul celor care sunt tratați eficient nu a crescut. Pe urmă, fumatul, dislipidemiile, obezitatea, care este iar în creștere chiar de la copii, fumatul, am spus, diabetul zaharat, care împreună cu fumatul și cu hipertensiunea face ravagii. Toți acești factori de risc, la rândul lor, duc la boala coronariană ischemică, adică la angina pectorală, infarct și arteriopatiile periferice, plus accidente vasculare cerebrale. În județul Neamț, la sfârșitul anului 2018, era în evidența cabinetelor de specialitate un număr foarte mare de bolnavi cu maladii cerebrovasculare, ceea ce reprezintă un motiv de maximă îngrijorare. Datele statistice pentru județul Neamț precizează că la finalul anului 2018 au rămas în evidență 7.432 de cazuri de boli cerebrovasculare. Bineînțeles că aici intră și alte afecțiuni, cum ar fi hemoragii subaracnoidiene, hemoragii intracerebrale, infarctul cerebral, toate și, bineînțeles, accidentul vascular cerebral. Deci un număr foarte mare de pacienți. Medicii cardiologi susțin că este necesară o creștere a gradului de conștientizare asupra riscurilor accidentului vascular cerebral în rândul populației. Pe de altă parte, trebuie știut și faptul că România are cea mai mare mortalitate prin accident cerebral din Europa. Pentru a identifica o persoană pe cale de a suferi un accident vascular cerebral, trebuie observată fața bolnavului, care se strâmbă vizibil. Pacientul nu mai poate mișca mâna sau un alt membru și începe să sufere tulburări de vorbire sau chiar să nu mai poată vorbi deloc. Intervenția promptă arată că în 85% din situații, dacă se intervine prompt prin tratament într-o secție de neurologie, boala se remite. În accidentele hemoragice, pacienții au dureri mari de cap, dureri în spatele globului ocular, rigiditatea feței, pacientul nu poate pune bărbia în piept sau pur și simplu cade din picioare intrând în comă. Pe de altă parte, românii trebuie să știe că aproximativ 20% din tinerii sub 20 de ani au la nivelul arterelor plăci de aterom incipiente, iar la 50 de ani aproximativ 80% dintre bărbați au plăci de aterom.